Acneea reprezintă o inflamație cronică a pielii care se manifestă prin apariția celebrelor coșuri. Toate aceste semne inestetice apar preponderent pe față, pe gât, pe spate, pe umeri, pe piept și pe brațe. Acneea este o boală, este o boală cronică care afectează foliculul pilosebaceu sau unitatea pilosebacee, pe înțelesul tuturor, afectează firele de păr din zonele sebacee, concomitent cu afectarea glandei sebacee care este atașată firelor de păr. Pe scurt, cam aceasta ar fi definiția acestei boli. Deci de reținut că este o boală. La ora actuală, tratamentul pentru acnee se face cu mai multe tipuri de medicamente și unguente. Printre cele mai recomandate sunt antibioticele, retinoizii și acidul salicilic. Sunt protocoale care ne spun exact, într-o anumită formă de acnee, pe ce treaptă de tratament ne situăm. În formele ușoare de acne, cum este acnea aceasta retențională, mergem cu o anumită schemă de tratament. În forma moderat, severă, prima dată începem doar cu tratamentul local, în forma medie, severă, intrăm deja cu tratamente generale, eventual antibiotice și nu orice categorie de antibiotice, pentru că doar o anumită categorie de antibiotic penetrează în folicul pilosebaceu. Degeaba iau bolnavii multe antibiotice cu spectru larg, nu au niciun efect, ba dimpotrivă pot să selecteze o floră rezistentă ulterior la alte antibiotice. Deci sunt anumite grupe de antibiotice care se administrează în acnee, sunt anumite combinații de creme, unguente sau geluri sau soluții, loțiuni pe care trebuie să le aplicăm pe față cu o anumită ritmicitate.